Totdeauna am ales locurile unde mi-e bine, e frumos și mă simt perfect. Și de data asta, după multe eforturi, am găsit o locație pe gustul meu, cu siguranță și al vostru. Pentru că sunt la tradiții din munți. Aici găsești să mănânci mielul, așa cum se face, tocanul de miel cu mămăliguță, o ciorbiță de văcuță, porcelul la cuptor, murături asortate, fasole cu ciolan, toate ca la mama acasă. Dacă vreți să vă simțiți bine, la prețuri mici, lângă ele, dar nu vă arăt acum, mai pui și o țuică învechită în butoi de stejar sau de dud și e parfum. Unde? Tradiții din munți, pe Bulevardul Revoluției, vis-a-vis de fostul restaurant Dunărea. Știți cu toții, în cartierul Crihala. Totul prompt, ieftin și de mare calitate. Mielul, porcelul, celelalte animale care se prepară aici sunt în gospodării particulare din zona Sfodea Firizu. Nimic venit din marketuri. Aveți mare grijă. Dacă vreți să vă simțiți bine, să mâncați așa cum mâncați în urmă cu 30-40 de ani la mama sau la bunicii dumneavoastră acasă, aici, la tradiții din munți, să nu ratați. Stai că sună telefonul. Ia să vedem despre cine-i vor. Da, Costică, la tradiții din munți sunt. Știam că vii și tu. Hai să ne vedem aici. Da, da, poftă bună și ne vedem cât de repede se poate. Nu ratați. Iată, se aglomerează. La ora prânzului nu mai găsești loc. Poftă bună!